Bine v-am regăsit, salutare dragii mei, horoscopul pentru luna iulie. Iată că a venit și această lună, începem cu tranzitele principale, care sunt schimbările în această lună, care sunt momentele de fapt care este momentul de lună plină, de lună nouă. Soarele se află în rac până pe data de 22 iulie, când își începe tranzitul în leu. Deci în luna iulie va tranzita două semne, racul și leul, la mulți ani și racilor și leilor. Vom avea o lună plină în Capricorn pe 13 iulie, o lună plină intensă pentru că este luna plină a racului, se formează pe axa rac-capricorn, este o lună plină care posibil să ne zguduie așa un pic, chiar dacă este o lună, a spune, un pic mai relaxată, o lună în care plecăm în vacanță, ne relaxăm, ne odihnim, dar această lună plină poate să scoată la suprafață foarte multe lucruri. Avem și o lună nouă în leu la final de lună, pe data de 28 iulie. Soarele și luna se vor întâlni de data aceasta în leu și este momentul să fim creativi, să aducem iubirea, pasiunea în viețile noastre, să ne dăm voie să aprindem iubirea în suflete și să fim cât mai deschiși. Și, de fapt și de drept, cred că această lună nouă în leu ne ajută să ne îndrăgostim de viață. Mercur tranzitează Gemini până în 5 iulie, apoi din 5 iulie până o să intre în Rac, până pe 19 iulie, când își începe tranzitul în Leu. Practic va tranzita 3 zodii în luna iulie. Venus pe data de 18 iulie și începe tranzitul în Rac. Marte chiar la începutul lunii, pe 5 iulie, și începe un tranzit de aproximativ 2 luni în Taur. Deci până pe 20 august va sta în Taur. Toată luna iulie va sta în Taur, va tranzita Taurul. Avem și o retrogradare care începe în această lună. Mai exact, Jupiter va retrograda în Berbec. Pe la final de lună, de fapt chiar la luna nouă, pe data de 28 iulie, vom avea această retrogradare. Saturn își continuă tranzitul retrograd, Uranus își continuă tranzitul prin Taur, Pluto și Neptun sunt de asemenea retrograd, Pluto în Capricorn, iar Neptun în Pești. Este o lună interesantă, a spune, cu ceva schimbări, ducem foarte multă energie către familie, ducem, pentru că avem soarele în rac aproape toată luna, avem și o conjuncție rac, al lui Mercur cu soarele și ne concentrăm foarte mult pe familie, pe emoțiile noastre, pe tot ce înseamnă siguranță, stabilitate. Venus în Rac, clar, veți fi mult mai protectori cu familia voastră și, bine, până pe 18 sunteți pe comunicare, pe flirt, pe să discutați mai mult cu partenerii, dar după 18 iulie intră în Rac și începe tranzitul în Rac și o să fiți un pic mai protectori, mai familiști sau mai înclinați către familie. Și destul de creativ, cu soarele în leu, cu mercurul în leu, la final de lună, super, super creativ. Aș spune cumva că acest Marte în Taur vă activează un pic așa să fiți mai prudenți pe zona financiară și în acțiunile voastre. Practic, veți verifica de mai multe ori înainte de a tăia o dată, ceea ce este foarte bine. Poate că unii vor spune că sunteți mai lenți, dar este mai bine așa decât să vă grăbiți. Nu vă grăbiți pentru că dacă vă pripiți, e posibil să vă și ardeți un pic, crezând că lucrurile stau într-un fel, mai bine verificați-le înainte de a lua ceva decizii. Nu uita să apăsați butonul subscribe, like, share, abonează-te. Eu sunt venită la cabinet, așa cum observați. Clipul îl aveți postat pe 1 iulie, un pic mai târziu, de obicei se posta mai repede, dar este bine așa cum este, totul este perfect așa cum este. Vă mulțumesc tuturor celor care împărtășiți cu alții păreri despre mine, pentru că din ce s-a auzit până acum, s-a auzit numai de bine și mă bucur tare mult că
clienții mei vorbesc despre mine, mă recomandă. Cei mai mulți clienți care vin la mine vin prin recomandări, lucru care mă bucură. Bine, și din YouTube, care m-au văzut de foarte multe ori pe YouTube, care au văzut că sunt consecventă, muncitoare, perseverentă, că mi-au munca serios cu ritualurile, cu horoscopul, cu emisiunile de la TV, la care vă puteți uita și voi la canal de în fiecare luni și duminica la Flash Mondel, la Prima TV. Vă mulțumesc și că veniți la cabinet unde mă aflu chiar acum și că dați like și subscribe, că intrați pe Facebook, pe Instagram, că share-uiți informațiile pe care eu le pun aici, informații muncite. Și mă bucur tare mult că voi apreciați munca mea și știu că asta este misiunea, destinul meu, asta trebuie să fac, asta trebuie să fie scopul principal și este scopul principal al meu, să ofer cât mai multe informații, să cresc, să evoluez și eu și să ajut și pe alții să crească și să evolueze. Vedem cum se așează luna iulie pentru fiecare semn zodiacal în parte. Ascultați-vă și ascendentul. Vă aștept la sesiuni personalizate. Vă aștept cu mare drag să vă ghidez către înțelegere, înțelepciune, cunoaștere, să vă ajut să vă activați puterea interioară, să aduc magia în viața voastră. Pentru că și eu când eram mică credeam că fac singură totul, dar acum, mai mare crescând, am văzut că am nevoie de ghizi, am văzut că este important să ai pe cineva care să te ghideze, categoric că toate lucrurile le faci tu, eu nu o să fac nimic în locul tău, dar ai nevoie de cineva care să te ghideze, care să te facă să fii cumva încrezător, care să te facă să fii un pic mai, să spunem așa, deschis, să vezi toate părțile situației în care te afli. Ok. Începem cu berbecul. Berbecii luna aceasta își duc foarte multă energie pe zona banilor. Veți avea, mai ales când Marte intră în Taur, veți avea foarte multă energie legată de zona aceasta, să faceți lucru, să puneți la plan, să puneți la cap la cap anumite planuri. Este un transit care activează casa banilor și sunteți practici și susțineți părerile voastre, ideile voastre, vă puneți într-o zonă de rutină sau, mă rog, poate chiar un efort constant la locul de muncă. Munciți foarte mult și chiar dacă sunt acțiuni care se repetă, știți că practic repetiția, perseverența înseamnă și succes. Marte în Taur vă ajută financiar. Venus în casa călătorilor puteți să pregătiți ceva călătorii, să comunicați un pic mai bine cu un iubire, să vă îndrăgostiți, să vorbiți foarte mult pe zona iubirii. Până pe 18 iulie, cât stă în gemeni, taca-taca, comunicare, flirt, distracție. Apoi sunteți mult mai deschiși relațiilor serioase. Cei care aveți deja relații serioase, îmbunătățiți relațiile în a doua parte a lunii. La fel, călătorii, plecări, evenimente în familie, investiții în casă, faceți mai multe lucruri legate de casă. Într-adevăr, Jupiter va retrograda în ultimele zile ale lunii, dar asta nu e o mare tragedie, pur și simplu aveți nevoie să vă reorganizați credințele, direcția, aveți nevoie să priviți totul așa un pic în ansamblu, să vă dați câțiva pași în spate, să vedeți în ansamblu. Un pic atenție și cu sănătatea, nu vă epuizați foarte mult, hidratați-vă cât mai bine. Și să știți că este o lună în care aveți avantaje profesionale și o lună în care vă puteți da un restart în iubire, să vă îndrăgostiți sau să vă gândiți la copii, la familie. Taur, cu Martele în semnul vostru, primiți așa un pic energie, un boost de energie, un impuls, e normal, e firesc, Martele, bine, în Taur poate să fie mai practic așa și să fie o perioadă în care obțineți tot ceea ce vă doriți, dar cu pași mărunți, adică nu așa pe rapid. Sunteți motivați în special de zona financiară, să creșteți, să aveți stabilitate, siguranță, armonie, să construiți. Și într-adevăr, da, vă înhămați la acțiuni practice care vă ajută să construiți. Financiar construiți, da, avem totuși un mercur pe casa banilor până pe 5 iulie, apoi multe discuții, drumuri, călătorii, cheltuieli legate de bani, călătorii și interes de afaceri și interes de relaxare. În iubire,
comunicați mult mai mult pe zona banilor, adică vorbesc cu persoana iubită, dar despre bani, despre ce să facem financiar, cum să facem, încotro să mergem. Venusul în Gemeni, clar că sunt contracte, acte, discuții, tranzacții, gânduri. Apoi o să intre Rac și iarăși vă duceți către frați, surori, petreceri, grătare, călătorii, plecări. Veți duce destul de multă energie și pe casa iubirii, cei care sunt singuri se pot îndrăgosti, apar oportunități. Să știți că mulți dintre voi creșteți foarte tare din punct de vedere spiritual în luna aceasta. Este o perioadă în care vă deschideți către axa cunoașterii, către cunoaștere, examene, proiecte, prezentări, călătorii, străinătate. Prin luna nouă, prin luna plină, de fapt, în Capricorn, se activează foarte mult veștile de la depărtare, călătorii, planuri cu străinătatea și foarte multă cunoaștere, înțelepciune. Cu sănătatea, încercați și voi să nu vă epuizați și să fiți cât mai eficient, să vă organizați cât mai bine. Gemeni, începeți luna cu energie în semnul vostru, este Venus, Mercur se află fix la voi în casă și o să vă ajute pentru că aveți foarte multe idei, începeți luna cu încredere, cu multe idei. Apoi, financiar, ar trebui să stați în ce în ce mai bine, să găsiți soluții, totuși soarele se află pe casa banilor, apoi urmează și Mercurul, care e guvernatorul vostru în casa banilor, apoi Venus, începe și ea tranzitul. Practic, toată luna se predă ștafeta pe casa voastră a banilor, adică din planetă în planetă, una trece pe acolo, pe casa banilor și atunci interpretarea e foarte simplă. Clar că se întâmplă lucruri pe zona financiară, să aveți alte emoții, alte gânduri, alte lucruri. Sunt acolo niște lucruri care se întâmplă. Puteți să creșteți financiar și să găsiți variante pe zona asta. Întâlniri, prietenii și ceva călătorii ar putea să fie în ultima săptămână a lunii. Discuții de toate tipurile. Unele discuții vă obosesc în dragoste, altele vă plac, flirturi, joc, distracție, aventură, jocuri. Vă plac joculețele astea. Puteți să creșteți și spiritual, aveți nevoie și de timp voi cu voi. Universul poate să vă atragă atenția că aveți nevoie și de timp voi cu voi și încercați să aveți mai multă grijă de sănătate, adică nu exagerați cu nimic. Rac. La mulți ani, racilor, este luna voastră, soarele se află în rac, ne bucurăm și de lună plină în semnul vostru opus, luna voastră plină pe 13 iulie, multe emoții vor fi atunci pe iubire. Aveți multe de refăcut și reorganizat pe partea iubirii. Momentan faceți planurile după 18 iulie când intră și Venus în rac. Bine, chiar soarele se află deja, din 5 iulie intră Mercur. Voi aveți multe care sunt la suprafață, secrete, conștientizări, lucruri care sunt la suprafață. Este cumva important să fiți un pic, să zicem așa, conștienți că notați într-un râu de sentimente, lăsați-le în spate, eliberați-le. Luna aia plină scoate la suprafață pentru a elibera, vindeca. Multă energie legată de emoții, iubire, familie, sentiment de apartenență, de protecție, de absolut tot ce aveți voi nevoie. Acest Venus în Gemeni vine cu un potențial destul de puternic ca voi să analizați lucrurile dintr-o altă perspectivă, și financiar și emoțional, să creșteți spiritual și apoi, bineînțeles, să vă duceți profund în emoții, să verificați, să eliberați, să vă vindecați. Poate să fie destul de interesant și financiar, profesional puteți să stați bine, creștere, dezvoltare, proiecte noi, proiecte interesante, intrați în echipe interesante. În iubire, din ce în ce mai bine. Pe plan financiar sunt oportunități și sunt și ceva posibilități pentru călătorii. Adică puteți să și călătoriți, să investiți bani în frumusețe, în călătorii, în relaxare, în distracție. Oricum avem și ceva evenimente, deci pot fi ceva evenimente. Cu sănătatea, un pic mai multă atenție cu răcelile, cu zona respiratorie și cu stomacul. Leu. Leii au o lună super intensă, sunteți foarte creativi în această lună, sunt niște lucruri interesante pe partea profesională. Martele intră în Taur și asta vă activează destul de mult să faceți schimbări pe zona profesională. Pot fi posibilități, șanse de creștere, de dezvoltare.
Mă întâlnesc și cu prietenii mare parte din lună, vă apropiați de anumiți prieteni, cunoașteți oameni noi, socializați, chiar o să vă prindă bine socializarea până spre final de lună, socializați, discutați, aveți întâlniri și pe zona profesională și pe zona socială. Pe zona socială chiar puteți să întâlniți persoane cu care să legați colaborări, prietenii, iubire, să legați sentimente foarte frumoase. Este o lună creștere spirituală, o lună în care aveți nevoie și să eliberați niște tendințe negative și să vă vindecați și să stați voi cu voi și să, pur și simplu să vă dați timp sufletului vostru. Desigur, după ce soarele intră în leu, o să ieșiți mai mult în față, o să fiți super creativi, o să fiți inima petrecerii sau sufletul petrecerii, pe îndrăgosteală, pe iubire, pe tot ce vreți voi, adică vă îndrăgostiți, vorbiți, dar mai sunt și ceva chestii ascuse, care nu sunt neapărat foarte clare, astea pot fi din familie, probleme cu familia. Cu sănătatea fiți un pic mai atenți, pentru că puteți să aveți și nevoie de mai multă odihnă. Și sunt și ceva situații, vă dați un restart emoțional, vă dați seama cu luna nouă în semnul vostru la final de lună, practic universul vă oferă șansa, puterea extraordinară ca voi să aveți parte de un nou început, să semănați semințe în mintea și sufletul vostru. La mijlocul lunii pot fi ceva beneficii pe la locul de muncă. Vă împăcați cu vreun coleg, cu vreun prieten, apar niște șanse, oportunități, proiecte, însă universul poate să vă solicite și mai multă rutină sau îngrijire, să vă îngrijiți un pic mai mult. Fecioară. Fecioarele sunt într-o perioadă în care vor să învețe, să studieze, să călătorească, să învețe. Desigur, acel Marte în Taur își spune și el cuvântul că pe casa voastră nouă poate să vă deschidă către noi perspective, să vă deschidă orizonturile, să creșteți, să evoluați. Oameni noi, prieteni noi. Pe la locul de muncă, prima parte a lunii cam munciți, fugiți de colo-colo, sunteți într-o fugă, întâlniri, discuții, oameni, prieteni noi, grupuri noi, aspirații înalte. Semnați ceva contracte sau sunteți pe cale de a semna contracte, de a convinge oameni, de a vinde. Vă ajută destul de mult Venusul pe mijlocul cerului. Martel ăla învățați, creșteți, vă dezvoltați, călătoriți, vă dați teste, examene, interviuri. Practic vă lărgiți toate opțiunile, perspectivele și primiți și șanse bune și profesional și cu prietenii și cu oamenii și cu toată lumea. Aveți nevoie și de puțină relaxare mai spre final de lună, când simțiți nevoia să vă retrageți. În iubire lucrurile pot să stea mai bine. Chiar aș spune că sunt niște oportunități de a primi niște ca o răsplată la mijlocul lunii, acea lună plină în Capricorn, pe casa a cincea, clar că o să spună și ea cuvântul. La lună plină eliberăm, dar și recoltăm. Nu uitați că la lună plină recoltați ce ați plantat prin ianuarie. Și atunci vedem ce am plantat atunci. Acum voi o să vă recoltați pe casa voastră iubirii. Asta este această casă în Capricorn pentru voi. Ceva recoltă pe iubire. Fecioarele recoltează pe iubire, se bucură, eliberează ce nu mai este folositor și or să meargă mai departe. Oricum, atenție un pic și cu sănătatea, cu efortul, cu genunchii, cu starea de neliniște și îngrijorare. Lăsați îngrijorările. Puneți-vă cât mai multe dorințe pe zona spirituală, a creșterii și dați-vă timp pentru voi. Oricum, surprize în iubire și profesional. Balanță. Luna aceasta este o lună intensă pentru balanțe, pentru că acestea trec printr-o transformare extraordinară. Cu un Marte pe casa 8-a, normal că aici vă evaluați viața interioară, emoțională, sexuală, finanțele, evaluați foarte mult, este așa o introspecție. Plănuiți călătorii, învățați foarte multe lucruri, aveți conștientizări, pot să vină bani către voi sau să faceți afaceri cu banii altora sau să aveți bani prin parteneriate, prin partener, soțul, soția să facă mai mulți bani sau partenerul să câștige ceva, să primiți o moștenire, să primiți niște bani. Profesional puteți să stați, să aveți notorietate, să atrageți clienți importanți, mai ales cât soarele se află pe mijlocul cerului, pentru voi apar oportunități, apoi predă ștafeta și lui Mercur, bine, or să fie împreună, chiar va fi o conjuncție acolo și puteți să semnați un contract foarte important când vom avea această conjuncție Soare-Mercur. Este important, cam pe 16 iulie se întâlnesc și veți avea niște idei extraordinare la această conjuncție pe mijlocul cerului. Idei extraordinare din punct de vedere profesional, da? Pentru că se formează pe mijlocul cerului pentru voi. Călătorii, examene, învățare, discuții, prieteni noi, vă puneți ceva intenții cu luna nouă pe casa 11 legate de prieteni, de iubire, de iubire de sine, de ce nu.
Sunt schimbări, transformări, o regenerare interioară din toate punctele de vedere. Cu banii ați putea să stați mai bine, munciți, probabil să fiți un pic obosiți de la muncă, de la epuizare, dar sufletește vă reorganizați și vă vindecați. Martele ăla în Taur vă ajută și chiar vă schimbați perspectiva, apoi o să vină și Venusul pe mijlocul cerului, vă puteți simți mai bine cu munca voastră, cu ceea ce vreți voi să faceți, cu ideile voastre, cum vă spuneam că apar idei foarte bune pe 16 cu acea conjuncție, ca după 18 să vină și Venus în rac și să susțină acea idee, să o monetizați. Un pic atenție cu oboseala și distracție-vă, prieteni noi, învățare și schimbări, transformări. Scorpion. Nativii Scorpion au o lună bună pe partea parteneriatelor, cu Martele în casa voastră a parteneriatelor. Desigur că sunteți foarte bine pe această zonă. Sunteți deschiși și să începeți parteneriate, să începeți discuții, să începeți o mulțime de colaborări. Pot fi și colaborări emoționale și financiare și de toate tipurile. Oricum, parteneriatele trec așa printr-o zonă foarte intensă. Discuții, bănci, acte, documente, bani care vin, bani care pleacă. Apar și călătorii, vă fac foarte bine călătoriile, învățatul, studiile, cursurile, investitul în voi, investitul în cunoaștere. Aveți nevoie să investiți în cunoaștere, primiți vești de la depărtare, vești din străinătate, poate chiar porniți către străinătate, poate apar persoane din străinătate. Pe la locul de muncă se mai încurcă niște lucruri pe acolo, dar le veți rezolva destul de bine. În dragoste de asemenea, cred că aveți de rezolvat foarte multe cu frații, cu surorile, cu documentele, cu actele, poate să faceți un pașaport sau să faceți o schimbare, dar oricum se vor așeza toate și pe această zonă. Primiți poate vești și cunoaștere, informații foarte multe, o resetare pe zona profesională cu noi oportunități, mai ales la final de lună. Săgetător. Săgetătorii sunt bine pe zona iubirii, aveți discuții, aveți flirt, aveți romantism, sunteți aici pe cai mari, vă puteți îndrăgosti, puteți chiar să semnați parteneriate importante sau să faceți promisiunea unui angajament legat de parteneriate. Creșteți, vă dezvoltați și vin și ceva bani, oportunități, șanse prime, vă puneți și ceva intenții legate de străinătate, de călătorii. Avem o lună în care munciți destul de mult, pentru că Martele ăsta și începe tranzitul pe casa voastră a muncii și el vă obligă totodată să schimbați ritmul, să fiți perseverenți, să aveți cumva să fiți un pic mai practici, să nu le mai lăsați așa la acum or să cadă, pur și simplu să aveți, să gestionați mai atent resursele voastre și resursele financiare și resursele umane și toate resursele și chiar și energia voastră. Învățați să vă folosiți corect energia, potențialul, învățați să lucrați mai bine cu voi. În dragoste se pot îmbunătăți lucrurile prin comunicare. Financiar, tranzacții, transferuri, șanse, oportunități, munciți mai mult, mai vin bani, rezolvați și cu acte și chiar văd să vină niște prime, niște lucruri pe acolo și vă puneți și ceva intenția de a începe o nouă aventură, viața voastră să fie o nouă aventură. Foarte frumos visul ăsta, uite, ar trebui să vi-l puneți cu toții, să vă transformați viața într-o aventură. Într-adevăr, în dragoste, mai acolo aveți voi nevoie de mai multă aventură, dar atrageți aventură pe toate sectoarele. Luați-o mai ușor cu sănătatea, în sensul în care odihniți-vă mai mult. Capricorn. Nativii Capricorn au soarele rac pe casa relațiilor aproape toată luna. Vor fi foarte multe conștientizări, parteneriate. Oricum, casa căsătoriei și casa relațiilor este tranzitată toată luna de câte o planetă. Soare, Mercur, Venus, adică până pe la mijloc de august tot aveți pe aici câte ceva și aveți de rumegat anumite decizii, de învățat, de schimbat, de făcut anumite lucruri. Apar schimbări legate de zona iubirii, Martele în Taur,
activează casa voastră a iubirii. Poate că învățați iubirea de sine, învățați să vă duceți timp către activitățile voastre preferate, către pasiuni, către, de ce nu, poate să înceapă și o poveste de iubire, cei care sunt singuri, desigur, sau dacă sunteți într-o relație, vă reinventați și în iubire. Martele ăsta poate să activeze un pic sexualitatea, zona iubirii, flirtul. Învățați mai mult, sunteți conștiincioși și să faceți perfect ceea ce faceți. Creșteți, evoluați, vă transformați. Aveți luna nouă pe casa 8-a, casa transformării, morții, renașterii, în leu. Este momentul să cereți de la univers o resuscitare în zona iubirii și, de fapt, să cereți să trăiți cu pasiune, să munciți cu pasiune, să iubiți total și să nu uitați să cereți să vă îndrăgostiți de viață. Este cel mai important, să trăiți viața din prea plin, fără atașamente, nu trebuie să fiți atașați de nimeni, fără atașamente și fără judecată, fără frică, fără absolut nimic. Contracte, acte, documente, vânzări, posibilități, potențial. În dragoste se așează lucrurile, unii se îndrăgostesc, alții își iau angajamente financiare, profesionale. Cu casa mai aveți de rezolvat câte ceva, iar cu sănătatea, la fel, un pic mai multă grijă, nu vă mai îngrijorați și stresați. Stresul dăunează, nu vă mai stresați. Vărsător. Nativii vărsător sunt într-o lună intensă și în iubire, și nu numai în iubire, călătorii, casă, familie, multe evenimente legate de casă, investiții în casă, faceți multe lucruri pentru casă, foarte multă energie concentrată pe casă, familie, cămin, starea de siguranță, să aduceți această stare de siguranță. Foarte multe acțiuni care au legătură cu familia, cu casa. Martele ăla pe casa a patra e normal. Sunt și ceva schimbări legate de planuri. Unele se schimbă. În iubire nu se știe cum e, pentru că e așa, una albă, una neagră, e un du-te vino pe partea iubirii. Voi oricum nu prea sunteți înțeleși pe zona asta iubirii, pentru că modul vostru de a iubi este total diferit și voi puteți să iubiți necondiționat, deschis, prietenește, aveți nevoie de prietenie, în dragoste, de respect. În sfârșit, voi vedeți lucrurile un pic diferit în iubire. Și aici aveți nevoie să comunicați. Poate să fie o lună bună din punct de vedere muncă, adică să terminați proiecte, să vi se facă promisiuni, să primiți niște acorduri. Din punct de vedere muncă, lucrurile ar putea să stea foarte bine. Muncă, sănătate, obiceiuri, chiar și pe zona sănătății puteți să stați destul de bine cu soarele pe casa sănătății, n-aveți de ce. Și vă puteți da să nu stați bine. Comunicare, veselie, una albă, una neagră în dragoste, ba e, ba nu e, dar la final când trageți linie e bine. De ce? Pentru că aveți o lună nouă în casa șaptea, în leu, care leul reprezintă iubirea, creativitatea, romantismul, drăgălășenia, cheful de viață, pe casa relațiilor de lungă durată, a parteneriatelor. Păi vă puneți voi acolo, vă plantați niște idei, vă faceți niște planuri la final de lună pentru relații mai sănătoase. Dar e o lună direcționată către familie, muncă, în dragoste ca de obicei și aș spune că vă faceți multe planuri. Pești, ultimii, dar nu cei din urmă. Iată că drăguții pești au o lună foarte interesantă, duceți multă energie pe casa iubirii, pe casa racului. Deci la voi luna asta e despre iubire, iubire, emoții, copil, poate aveți copii mici, poate vreți să faceți un copil, poate simțiți lucrurile într-un mod accelerat. Este o lună în care faceți schimbări și pe partea financiară, faceți schimbări în planurile voastre. Este o lună în care puteți să călătoriți, în care vă gândiți la călătorii, vă gândiți la familie, la rude, discuții, investiții, contracte, acte, documente, multă comunicare, multe negocieri. Foarte bine veți sta pe iubire, vă simțiți iubiți, dați iubire, primiți iubire, rezolvați foarte multe lucruri legate de familie, casă, iubire, sentimentul ăla că aparții cuiva. Un sentiment în care știi că te abandonezi și că cineva e acolo lângă tine tot timpul, indiferent cum ești tu și indiferent în ce stare ești, că e bună sau că e mai puțin bună, asta veți experimenta voi. Probabil că acest sentiment este special între mamă-copil, copil-mamă, care probabil să fie cel mai intens sentiment. Cele care sunteți mame, părinți, tați sau mame, poate veți spune dacă este așa, dar veți avea acel sentiment de apartenență totală și
să spunem așa, siguranță totală, că te afli în siguranță totală. Unde poți să afli chestia asta? Doar într-o relație mamă-copil sau tată-copil sau copil-părinți. Iubire, îndrăgosteală, cei care aveți potențial și ați întâlnit persoana potrivită, puteți să întâlniți. Faceți și ceva schimbări legate de muncă mai spre final de lună. Vă schimbați direcția, duceți multă energie pe gândurile voastre, vă schimbați planurile, gândurile. Cu sănătatea odihniți-vă și voi mai mult, pentru că ne arată o epuizare și foarte multe gânduri. Lăsați gândurile deoparte. Oricum, gândurile astea sunt bune să faceți planuri, dar nu sunt bune să vă aglomerați cu tot felul de situații. Și investiți în casă. Să vă fie de folos și luna iulie să fie magică.